Răspunsul la această întrebare îl găsim chiar în întrebare. Zi A liturgică înseamnă o zi în care nu se săvârșește dumnezeiasca liturgie. În cultul Sfintei noastre biserici avem trei sfinte liturghii. Liturgia Sfântului Vasile cel Mare, care se săvârșește de 10 ori pe an. Liturgia Sfântului Grigorie, dialogul, grăitorul de Dumnezeu, care se săvârșește în perioada Sfântului și Marelui Post al Paștelui, și liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur, care se săvârșește aproape în tot timpul unui an. Dar avem și 6 zile aliturgice, adică în care nu se săvârșește Sfânta Liturghie. Ziua de vineri de dinainte de Bobotează. 2 zile de vineri și miercuri din săptămâna Brânzei, adică săptămâna care precede începutul Sfântului și Marelui Post. Zilele de luni și marți din prima săptămână din Postul Mare și Vinerea Mare din Săptămâna Sfintelor Patimi. Observăm că aceste zile sunt rânduite de biserică ca zile aliturgice în care nu se săvârșește dumnezeiasca liturgie înainte de foarte mari evenimente existențiale care privesc mântuirea noastră. Fapte mărețe făcute de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor și a întregii creații. De ce nu se săvârșește dumnezeiasca liturgie? Și răspunsul nostru este dintr-o adâncă smerenie a oamenilor. Sunt zile foarte importante acestea. Chiar dacă la prima vedere am fi împinși să credem că lipsindu-ne de Sfânta Liturghie în acele zile, pierdem legătura cu Dumnezeu. În viața noastră, în practica noastră religioasă, înainte de a ne împărtăși, facem o pregătire, o pregătire liturgică specială prin Sfântul Post, printr-o purtare aleasă, prin spovedanie și mai ales prin împăcare cu cele din jurul nostru, cu oamenii din jurul nostru. Pentru că anumite momente ale anului sunt foarte importante, omul face atâta smerenie și atâta pocăință încât el spune: astăzi nu suntem vrednici ca să ne împărtășim. Și pentru că Sfânta Liturghie nu se face zadarnic ca să nu se împărtășească nimeni din ea, adică fără rost, fără finalitate, atunci biserica a ales ca în anumite zile foarte importante să nu se săvârșească dumnezeiască liturghie, tocmai arătând smerenie, pocăință și recunoscând adâncă nevrednicie în fața Dumnezeului celui prea înalt. Personal, aș dori ca să se facă Sfântă Liturghie, dar este doar o dorință personală a mea și nu învățătura Sfintei Biserici, care este mult presus de cele cugetate de mine. Eu sunt un iubitor al dumnezeieștii liturghii. Oamenii iubitori de Dumnezeu se silesc și ar sluji Sfânta Liturghie în fiecare zi. Dar sunt momente în care trebuie să mai plecăm puțin și capul.